Câteva ore de ninsoare și vânt puternic au dat peste cap traficul pe unele drumuri județene, dar și planurile firmelor care se ocupă cu dezăpezirea. Stratul de zăpadă nu este unul consistent, însă viscolul a făcut ca pe unele porțiuni de șosea zăpada să fie troienită și astfel drumul să fie declarat închis circulației. Vorbim de drumul județean 503 Halta Uncești, drum blocat, dar pe care se acționează cu un utilaj de dezăpezire. Zăpada troienită măsoară 70 de centimetri. Nu se circulă nici între localitățile Gogoșar și Vieru, iar pe serpentin tinele de la Bălănoia, utilajele fac față cu greu vântului puternic. Sunt rezolvate, se circulă pe un singur sens pe drumurile respective. Poliția rutieră este pe toate drumurile din județ și direcționează în așa fel mașinile, încât să nu fie blocată activitatea de dezăpezire, dar nici circulația întreruptă pe sectoarele de drum respective. Pe drumul ce leagă Giurgiu de Ghimpați, angajații de la drumuri acționează cu utilajele din dotare pentru decongestionarea șoselei și pentru ca în următoarele ore traficul să se desfășoare în condiții normale. În cursul acestei zile au fost înregistrate câteva probleme privind circulația mijlocelor de transport pe drumul național 5B. Au fost probleme la ieșirea din localitatea Bălănoia, unde două autotrenuri au derapat, unul ieșind în afara părții carosabile, celălalt blocând un sens de mers. De asemenea, au fost probleme pe DJ 503A, unde viscolo a adus zăpada pe partea carosabilă, însă utilajele au reușit să dezăpezească porțiunea respectivă. În continuare, sunt probleme pe drumul județean 503A, între localitățile Oncești și Izvoarele, unde se circulă cu dificultate pe un singur sens. Există două utilaje care acționează în zonă, respectiv unul de la autoritățile locale și unul din cadrul districtului. La fața locului sunt de asemenea echipaje ale poliției rutiere. Cu utilaje s-a intervenit și în municipiul Giurgiu încă de azi noapte, iar de dimineață societatea responsabilă cu dezăpezirea a împrăștiat material antiderapant acolo unde s-a impus. Azi noapte am intervenit cu trei utilaje, cu lamă frontală dotată și cu sărăriță în spate. S-a acționat pe toate străzile prinse și bulevardele prinse în urgența 1, în urgența 1 dată de planul de dezăpezire de primăria municipiului Giurgiu. De altfel, începând cu ora 6 de dimineață, s-a acționat și manual, iar oamenii noștri din stradal au împrăștiat material antiderapant în stațiile de autobuz, trecere pietoni, intersecții, sensuri giratorii. De dimineață, în continuare, s-a intervenit cu utilaje, cu lamă frontală și sărăriță pe străzile din urgența 2 și în momentul de față cred că orașul putem spune că arată foarte bine. În ceea ce privește stocul de material antiderapant disponibil pentru municipiul Giurgiu, există circa 400 metri cub de sare și nisip și circa 20 de tone de clorură de calciu. Și pentru că atenționarea cod galben a fost prelungită până la orele 21, la prânz a avut loc și o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.